Senatorul Diana Șoșoacă a fost prezentă ieri la Deva la primul termen de judecat al procesului deschis pentru anularea vânzării termocentralei Mintia. Licitația, în urma căreia termocentrala Mintia a fost vândută grupului irachian, a fost contestată de o persoană fizică din București. Diana Șoșoacă a făcut o cerere de intervenție pe cale principală în acest dosar după ce a cumpărat creanțe de la liderul de sindicat din termocentrala Mintia, Cristian Iștoc. Următorul termen de judecat a fost stabilit pentru 19 decembrie. La ieșirea din tribunalul Hunedoara, Diana Șoșoacă a fost așteptată de un grup de peste 100 de oameni din mai multe locuri din țară, care până să înceapă procesul și pe parcursul acestuia au scandat împotriva guvernanților.